Iar sunt în punctul ăla în care nu mai am ce să zic. Nu mai am nimic de spus. Umblând pe aici, nici nu o să mai spun nimic, o să las imaginile numai să curgă. Salutare și bună dimineața din Azore! Astăzi din nou o zi aici pe insulă. Sperăm să avem mai mult noroc și astăzi să putem vedea câte ceva pe soare, pentru că acum de dimineață a ieșit soarele. Așa că bem cafeluța și plecăm înapoi pe trasee înspre munte, de unde se văd lacurile. Prima dată acolo vrem să mergem, după aia mergem să căutăm izvoare termale să facem baie. Total altă treabă astăzi aici în Azore, dacă e soare. Mergem exact pe același drum ca și ieri dimineață, până la un moment dat. Să vedem care e diferența între o zi ploioasă și o zi cu soare. Total alte culori astăzi. Mult mai fain, mult mai vesel totul. Pe Costa del Sol. Costa del Sol peste câteva zile. Asta e Costa del Sol, Crisone. De aici vom părăsi satele de pe malul oceanului și intrăm din nou în interiorul insulei, printre vaci care pasc. Nu se putea să nu dăm și peste turme de vaci, chiar și pe drum. Uitați-vă ce țapenite ăsta, astea nu merg normal. Nu sunt normale. Țapenite de frig. Sunt de frig, pe da, la ce frig au fost ieri. Vaca mu, dă-te din drum. Bom dia. Da, merg. Foarte ciudat. Da. Ai grijă. Au 300 de ani. Dacă merg așa țapenite, înseamnă că pot avea 300 de ani. Sunt bătrâne. Oi, săraca de tine. Sunt slabe, rău. Dar de ce n-au coarne? Dar cum e posibil să fie așa slabe, cu atâta iarbă? Nu slabe. Sunt slabe, da, uite cum le iese coastele. Da. Sunt costelite. Da, culorile sunt altfel acum pe soare. Verdele e altfel. Într-adevăr, ăsta e verdele pe care îl vedeam noi în poze. Verdele azorean. Absolut superb aici. Verde, vaci. Da, din nou începem să ne oprim prin viewpoint-urile unde ne-am oprit și ieri și nu vedeam nimic. Dar astăzi s-a schimbat situația. Deja vedem până la ocean. Ești ocean de gheață. Fii atent, e ora asta. Vezi? Bate soarele de parcă ar fi gheață, da? Verde, frumos, oceanul și în partea cealaltă. Ce asta e lățimea insulei. Ce diferență între o zi ploioasă și una însorită? Deja începe să ne placă mult insulele Azore. Ieri am fost dezamăgiți pentru că n-am văzut nimic. N-am văzut nimic decât ploaie. Astăzi, cât vezi cu ochii, verde. Verde și frumos. Ne apropiem de cele mai mari înălțimi de pe insulă. Flori și aici, aceleași hortensii, hibiscuși și cale. Și cale, da, cale crescute sălbatic.
Da, e frumos și aici, foarte frumos chiar. Absolut superb pe aici, pe unde ieri nu vedeam nimic. Vom ajunge imediat la punctul de belvedere cu acele lacuri de culori diferite. Hai să vedem dacă astăzi se văd ca lumea. Probabil este un sezon în care toate florile astea de pe marginea drumului sunt înflorite. Hortensii, că hortensii sunt cele mai multe. Na, hai să vedem și din viewpoint-ul ăsta, de unde ieri se vedeau lacurile, prin ceață și prin ploaie. Hai să vedem cum se ved astăzi. Astăzi e total altceva. Wow, da, mi s-a ridicat părul pe mine. Spectacol, absolut spectacol. Da, asta e... Astea sunt insulele Azore pe care le vedeam noi în poze. Efectiv se ridică părul pe tine. Senzațional, senzațional. Și da, acolo e un lac verde, iar aici un lac albastru. Cât de tare. Abia de astăzi începe să fie insula fascinantă. Da, e conform așteptărilor, conform așteptărilor și conform imaginilor pe care le-am văzut pe net. Până începe ploaia. Până începe ploaia, da, exact. Aici am făcut o oprire, am lăsat mașina și vom face un scurt traseu spre un viewpoint. Vom merge un picuț pe jos pe aici prin pădurile astea de brad. Muguri din acești brazi erau ieri pe străduțe, acolo în centru unde am fost noi la serbare. Niște brazi ciudați, de fapt nu știu dacă sunt brazi sau sunt alte specii. Mergem prin sunet de păsărele, acum înțeleg de ce și în avion ne-a pus păsărele, pentru că insula e plină de păsărele. Deci e super traseu pe aici prin pădure de brad. Încă nu știm dacă e brad sau, mă rog, e o specie de brad. Conifere. Și plin de flori. Plin de flori peste tot. Mai avem câteva minute până la viewpoint. Foarte bine amenajat traseul. Hai să urcăm pe aici, să vedem unde ajungem și ce se vede de aici. Încă câțiva pași. O, da. Spectacol absolut. Un spectacol absolut. Da. Cred că e peste așteptări. E wow. E absolut wow, da. Superb. Cred că imaginea asta apare cam în toate pliantele cu insulele Azore. Superb. Absolut superb. Și oceanul. Oceanul e după, vedem, acolo, depărtare, da. N-aș mai pleca de aici. O plăcere să te tot plimbi pe aici. Da, ieri am fost un pic dezamăgit
Hai să vedem de aici. Ai plâns. Am plâns că a plouat toată ziua, dar astăzi e absolut fabulos. Da, și o să urcăm, cred că mai sus, de unde se mai vede un lac aici, într-o altă căldare vulcanică. Spectacol! Absolut spectacol! Categoric, din nou, unul dintre cele mai faine trasee făcute de mine vreodată. Fără nicio discuție, intră în top. Să ai asemenea imagini pe lângă traseul tău. Wow, începe să se vadă și celălalt lac aici. Numai că pe ăla nu e soare. Da, când ajungem în punctul ăla. Da, 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 păi acolo e, cred că, viewpoint-ul ăla cel mai renumit. Ajungem imediat. Iar sunt în punctul ăla în care nu mai am ce să zic. Nu mai am nimic de spus. Umblând pe aici, nici nu o să mai spun nimic, o să las imaginile numai să curgă. Stând aici de ceva timp, tocmai îmi dau seama că sunt într-unul dintre top 5 locuri ale mele în care am ajuns până acum. Mă așteptam să fie frumos, dar da, ajuns aici, categoric locul ăsta intră în top 5 personal. Am plecat mai departe, căutăm alte locuri interesante de pe insulă. Am intrat pe niște drumulețe lăturalnice. Să vedem cum arată și pe aici, printre văcuțe. Drumulețe lăturalnice foarte faine, în dreapta oceanul, în stânga sunt craterele vulcanice. Merge să vedem unde duce drumulețul ăsta. Drumul d'inferno. Așa se cheamă un viewpoint aici. N-am mai zis, n-am zis cum se cheamă. Aia era Grota d'inferno. Grota d'inferno. Am mers pe un drum d'inferno. Bine că a scăpat de porc. Acum nu mai e cu porcul. Acum aici tot e gipește. Ajungem din nou pe malul oceanului. Cred că de aici vom continua drumul înspre Ponta Delgada,
pe partea cealaltă a insulei. Ne continuăm plimbarea pe malul oceanului. Ne vom opri din loc în loc pentru că sunt locuri extraordinare. Aici aceleași flori care le văzusem prin Madeira. Păsărele pe care le-am ascultat și în avion. Parcări frumos amenajate cu aceste flori care se cheamă crin african. Până la urmă am aflat cum se cheamă. Și sunt foarte, foarte fotogenice. Da. Plouă din senin pe aici. Normal. Deci nu trebuie să ne uităm după nori, că să ne fie frică că plouă, pentru că poate să vină ploaia și din senin. Numai în insulele Azore. Si, senior. Încă o oprire, un nou punct de belvedere, un nou mirador. Niște stânci impresionante acolo în față. În sfârșit am prins o zi însorită aici în Azore. Așa că profităm și vizităm cât mai mult posibil din insulă. Wow, și aici jos sunt niște stâni spectaculoase. Oceanul foarte albastru astăzi, dacă e senin. Bună ziua! Bună ziua, e de vis! Absolut superb! Ce înseamnă să nimerești într-o zi ploioasă în Azore? Hai, ploiță, hai! îți schimbi părerea a doua zi când iese soarele. E total altceva, total, total altceva. Imagini spectaculoase și de aici. Acolo e o proprietate foarte interesantă. Pe un colț de stâncă, pe malul oceanului. Oceanul foarte liniștit în ziua de astăzi. Efectiv nu sunt valuri, iar norii se reflectă acolo într-un mare fel. Am plecat mai departe, din nou prin interiorul insulei. Mergem printre acele lacuri, după care vom merge spre Ponta Delgada, capitala insulelor Azore. Efectiv am coborât într-o caldera vulcanică, acolo sunt lacurile pe care le-am văzut noi de sus, acum vom trece printre ele. Da, cred că vine ploaia, că ne-a luat somnul iară. Plin de vaci, plin de vaci și n-am văzut pe nimeni să vândă lapte sau brânză sau ceva. Singurul loc de unde putem cumpăra mâncare e din supermarket, acolo la noi în zonă. Să vedem acum în Ponta Delgada dacă găsim o piață unde lumea vinde produsele. Acestea sunt cele două lacuri pe care le vedeam noi de sus. Ăsta de aici verde și celălalt albastru. Doar că aici de lângă ele au cam aceeași nuanță. Nu e mare diferență. De sus, da, într-adevăr, se vedeau culori diferite. Probabil depinde mult și de cum bate soarele. Iar se norează. Să vedem cum e în cealaltă parte, în
sudul insulei, de fapt, că Ponta Delgada e în sudul insulei unde mergem noi acum. Acum suntem pe partea de nord, dar am văzut că diferă foarte mult vremea între nord și sud. Aici iar arată ploaie. Ajungem în Ponta Delgada, vom merge în centru, parcăm mașina și mergem să căutăm piața de legume și fructe și facem o plimbare pe aici, să vedem cum arată viața locală din capitala insulei São Miguel. Suntem în centru orașului Ponta Delgada, am parcat mașina, facem o plimbare pe jos pe aici. Pe lângă port avem o croazieră parcată aici. Mă așteptam să fie mult mai mulți turiști în zonă, dar chiar nu e aglomerație deloc. Doar câteva mașini închiriate prin viewpoint-uri am văzut. Hai să vedem cum arată orășelul. Să bem o cafeluță sau poate chiar o berică. Să mergem să căutăm piața locală, să vedem ce găsim interesant pe aici. Trotuarele astea mi-amintesc de cele din Brazilia. La fel erau făcute și acolo, aceeași piatră, alb cu negru. La fel erau și pe străduțele din Rio. Hai să căutăm o terasă, să bem ceva la soare. M-am băgat aici la o terasă, restul s-au dus într-un magazin. Eu nu prea supor magazinele, așa că m-am luat o berică, sănătate ce bună. 2 euro o berică aici, iar o cafeluță este 70 de cenți. V-am zis, întotdeauna mă uit la cafele pentru că cafeaua e un etalon de preț. Sănătate ce bună! Gata cu bericile, mergem înspre piață. Am văzut deja indicatorul Farmers Market. Mercado de Graça. Un pic de arhitectură locală. Interesant pe aici, da, oamenii ai străzii pe aici. Străduțe turistice în stânga. Străduțe turistice în dreapta. Noi mergem înspre piață, aia ne interesează. Prima dată să vedem piața. Undeva pe aici, prin față, e piața. Foarte multă liniște aici pe străduțele astea. De fapt, e la fel ca în Sătucu, unde stăm noi. Și acolo e liniște. Foarte puțină lume se plimbă. Deci nu vine să cred. Piața era aici. Doar că e închisă. E dezafectată. Trebuie să găsim altă piață. Piața e dezafectată, nu? Da, e la revedere. Deci nu mai au piață oamenii. Nu mai au piață, așa ceva. Nu mai mâncă nimic. N-avem noroc de piață. Am mai găsit una pe hartă și aia pare tot închisă. Asta e, mergem la un supermarket să ne facem cumpărăturile. S-ar putea să fie ziua națională astăzi, că vorbisem cu cineva și de asta să fie tot închis azi. Asta e, supermarket și acasă. Ne-am întors acasă, bineînțeles că am servit un vinuleț de Porto. Ne-am apucat de făcut mâncare. Noi, unii dintre noi fac mâncare. Facem o ciorbă de vită astăzi. Facem, mult spus facem, că numai unii dintre noi fac. Ramona a cumpărat un cireș. Un compot de cireșe
Așa arată cireșele aici în Azore. Nu așa arată. Cireșe verzi. Nu, ăsta e compotul. Unde scrie? Cireșe necopte. Păi da, pentru că toate aici sunt verzi și vinul vreau vor să-l facă verde și cireșele vor să le facă verzi. Fierte și... Așa da. Și scrie, uite-te. Cireșe verde. Nu-i bun, degeaba, e o chimie. Mie îmi place. Na, să ai poftă atunci. Eu rămân la vinulețul meu de Porto, care e un ruby de Porto extraordinar de bun. Așteptăm să se facă zama, care pe unde? Gelul nu știu ce face acolo. Ce faci gelule cu cala aia? Cala de porco. Vezi, arată nu mai bine. Dacă ar face și cu cale. Urma negru. Nu arată bine. Ba da. Mâncarea e cam gata. Aici e ciorbă de văcuță, arș, ce m-am fript? Și aici e tocană, tot de văcuță. O să mai facem un pireu de cartofi să mâncăm cu toții la oaltă. Am ieșit după masă la o plimbare de seară. Am fost un pic pe malul oceanului, apune soarele imediat. Noi ne continuăm plimbarea. Poate găsim un birt deschis, dar aici, în zona noastră, nu prea e nimic. E un sătuc foarte, foarte liniștit. Până în satul care se cheamă Coadă de Pește, e ceva de mers. Așa că ne mai învârtim un pic pe aici, prin sătucul nostru, după aia mergem acasă. Mâncau o înghețată? Da. Înseamnă că e un birt aici undeva. Să fie ceva aici. Dar poate bem o berică. Am fost prima dată, chiar aici e un magazin. Da, acolo unde erau bețivii, da. Poate bem și noi ceva. Încheiem aici acest vlog. O zi minunată, în sfârșit în Azore, o zi însorită. Perfectă. A fost o zi perfectă, ne-a plăcut foarte mult. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Mâine plecăm în direcția ailaltă pe insulă. Avem și acolo multe locuri de văzut. Acolo sunt izvoarele termale, poate facem mâine în sfârșit și o baie. Dar până atunci, de aici, din insulele Azore, noi vă spunem la revedere!